Ne aflăm la Muzeul Orteniei din Craiova cu domnul director Mihai Fifor. Domnule director, vă mulțumesc că ați dat curs invitației unui interviu pentru Brogatul Pun Roșii Ora de Dorj. Aș dori să prezentați pe scurt instituția pe care o conduceți. Și eu vă mulțumesc pentru interesul arătat instituției noastre și totodată țin să-i salut pe cititorii, hai să zicem, noului cotidian online Ora de Dorj și felicitări echipei care a avut curajul să pornească la drum pe această cale. Totodată să mă bucur că în sfârșit pot dialoga cu fanii site-ului Brogatul, pentru că deja foarte multă lume cunoaște acest site. Iar pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, să vă spun că Muzeul Olteniei este un muzeu regional cu o tradiție foarte mare, un muzeu care nu peste foarte multă vreme va împlini 100 de ani de existență. A fost înființat în 1915 de către Ștefan Ciuceanu și de atunci tezaurizează piese de patrimoniu cultural național cu valoare inestimabilă, ajungând în momentul de față la peste 300.000 de piese de patrimoniu, din care mare parte clasate deja în categoria tezaur pentru patrimoniu cultural național. Aș mai spune că muzeul nostru este un muzeu compozit cu o secție de etnografie, o secție de istorie, arheologie și una de științe ale naturii, dar un muzeu care are și cel mai performant laborator de restaurare din această parte a țării, cu o echipă de specialiști care este foarte bine cunoscută și dincolo de hotarele țării, dovadă și colaborările extraordinar de numeroase pe care le avem. Una peste alta, spuneam, suntem un muzeu regional, un muzeu care se află prin proces de modernizare și de reabilitare și sperăm ca undeva în jurul anului 2014-2015 să încheiem acest proces de modernizare și toate secțiile noastre să fie din nou deschise la capacitate maximă. Cât de mari sunt investițiile în cultură în ceea ce privește acest muzeu? Discutăm deja de al șaselea an de investiții în continui la muzeul nostru. În 2005, în februarie, după ce am preluat această instituție ca și director, am propus muzeului, Consiliul Județean, un program managerial axat cu precădere pe modernizarea și reabilitarea muzeului. Și de atunci, în fiecare an, am avut sprijinul Consiliului Județean pentru a reabilita infrastructura acestei instituții. Vorbim de sume de ordinul milioanelor de euro care s-au investit în muzeul nostru. Aș spune că, de pildă, numai la secția de istorie arheologie a muzeului nostru, clădirea cea veche, se fac lucrări de 6 milioane de euro atrase pe fonduri europene de către Consiliul Județean, ca să nu mai vorbim de celelalte secții care au fost reabilitate pe bugetul Consiliului și, mai mult decât atât, chiar o clădire nouă ridicată de la firul ierbii, tot pe un credit atras de Consiliul Județean Dorj. E vorba de extinderea la secția de istorie arheologie, o investiție de aproape 100 de miliarde de lei. Iată sume importante pe care Consiliul Județean Dorj investește în cultură, tocmai pentru că este nevoie ca patrimoniul cultural național să fie pus în valoare așa cum se cuvine. Putem spune așadar că Muzeul Olteniei este un muzeu european. Chiar este un muzeu european, este poate chiar mai mult decât un muzeu european și asta nu numai datorită patrimoniului pe care îl tezaurizăm, pentru că, vă spuneam, avem colecții pe care și le-ar dori poate orice mare muzeu din această lume, dar și datorită faptului că, iată, suntem membri cu drepturi de plină ai Consiliului Internațional al Muzeelor, suntem reprezentați la cel mai înalt nivel, eu sunt reprezentantul României cu al doilea mandat în bordul Consiliului Mondial al Muzeelor și asta arată că instituția noastră este reprezentată la vârf în lumea bună, în lumea mare a muzeelor de pe acest planet. Care este în prezent agenda de proiecte a Muzeului Olteniei din Craiova? Ca în fiecare an ne-am propus o agendă foarte ambițioasă cu proiecte care se nasc din sondajele pe care le facem în rândul craiovenilor, cu manifestări menite să deschidă gustul și interesul publicului pentru vizitarea muzeului. Aș puncta, eu știu, numai câteva. Iată, chiar astăzi am vernisat o expoziție extrem de interesantă în parteneriat cu Muzeul Național al Cărților și Cărții Vechi.
Aș mai puncta aici o expoziție la fel de frumoasă dedicată femeii și rolului său în societate pe care am avut-o luna trecută. Ne pregătim pentru Salonul Internațional de Restaurare. În weekendul acesta avem o nouă ediție a Salonului Național de Minerale Fosile și Geme. Aș mai vorbi despre deja celebrul târg al meșterilor populari. Practic, manifestări, spuneam, menite să țină la un anume standard oferta pe care muzeul nostru o face tuturor celor care ne calcă prag. Ce îmi puteți spune despre șantiere arheologice din județul Doș? Una dintre preocupările majore ale muzeului nostru este și aceea de a continua exploatarea siturilor arheologice de area județului Doș. De acum, zic eu, foarte cunoscute, menționez aici cu precădere situl arheologic de la Cioroiul Nou, acolo unde de câțiva ani colegul meu, Dorel Bondoc, sapă și scoate la iveală o așezare romană extraordinar de importantă și de interesantă. Noi încă sperăm să putem să facem dovada că acolo se află capitala Daciei Magdensis, dar așa cum este în arheologie, uneori sapi ani de zile pentru a găsi și această dovadă. Apoi e vorba de situl arheologic de la DESA, pe care îl exploatăm și anul acesta la fel de bine ca în anii celalți, un parteneriat cu Universitatea din Craiova. Și aș spune că am o veste nouă pentru craioveni. De anul acesta, șantierul arheologic de la Răcari se întoarce acasă, pentru că mai mulți ani a fost exploatat de Muzeul Național de Istorie. E bine, ne-am bătut anul acesta și situl a intrat din nou în exploatarea Muzeului Urtenie, așa cum era și normal. Chiar mâine vom merge pe sit împreună cu administrația locală de la Brădești pentru a discuta despre modul în care va fi, protejat acest sit în anii care urmează. Recent a avut loc un eveniment foarte important pentru pasionații de cultură și anume Noaptea Muzeelor. Cum s-a desfășurat Noaptea Muzeelor în Craiova și în particular a Muzeului Urteniei? Vreau să vă spun că în sine am fost singura instituție doljeană care a participat la Noaptea Muzeelor și asta este lezne de înțeles atât timp cât Muzeul de Artă este închis pentru reabilitare. Am avut plăcuta surpriză să constatăm că anul acesta numărul vizitatorilor la Noaptea Muzeelor a fost și mai ridicat ca anul trecut, vorbind de 2400 de vizitatori pe care i-am avut la cele două secții deschise, respectiv la etnografie și la științele naturii. Așa că în intervalul cuprins între 6 după amiază și 1 noaptea am avut un aflux foarte ridicat de oameni care au dorit să vină să viziteze muzeul și vreau să spun că oameni care, dintre care unii chiar nu fuseseră niciodată la muzeu, dar au ales Noaptea Muzeelor pentru a putea veni și a se familiariza cu ce expune muzeul nostru. Deci iată un proiect reușit pe care îl continuăm și îl gândim și mai amplu pentru anul viitor. Cu excepția Nopții Muzeelor, care este structura vizitatorilor, ce vârstă au aceștia în medie și dacă ne puteți spune care este prețul pe care aceștia trebuie să plătească pentru a vedea exponatele deosebite din Muzeul Orteniei? În general, să știți că avem vizitatori de toate vârstele, de toate categoriile sociale, însă predomină elevii. Practic, vizitatorii de vârstă școlară sunt cei mai apropiați de muzeul nostru. Și aici, aș face o paranteză, nu trebuie să vă imaginați că vin aduși cu forța neapărat de dascări, dar este o relație foarte frumoasă de parteneriat pe care o avem cu instituțiile de învățământ din Craiova și din Dolj. De asemenea, sunt foarte mulți bunici care vin cu copiii la muzeu și în continuare cred rămâne pentru noi o problemă, o provocare aceea de a atrage o categorie de vârstă aceea adolescenților către vizitarea muzeului și realizăm asta prin modalitatea de expunere care duce mult către mijloace multimedia, astfel încât să putem cumva intra în competiție cu celebrul computer de pe acum, care până la urmă ține cumva, hai să zicem cu ghilimele, captiv pe adolescenți și mai puțin face ca vizitarea unui muzeu să fie extrem de atractiv. Pentru că tot ați adus vorba despre multimedia, aș dori să vă întreb care este site-ul Muzeului Urtenii și dacă aveți cont pe Twitter sau pe Facebook. Pe Facebook nu, pe Twitter nu, dar iată o idee foarte bună pentru care țin să vă mulțumesc. Avem un site, este vorba de www.muzeulorteniei.ro, un site pe care încercăm să-l ținem actualizat atât cât ne permite bugetul.
dar un site prin care încercăm să ne facem cunoscuți și pe această cale. Vă mulțumesc, domnule FIFO, pentru interviu.